Carambol pe DN17 în județul Bistrița-Năsăud. Au fost implicate două autoturisme și un tir, iar pasagerul unei mașini a ajuns la spital cu traumatism craniocerebral. Totul din cauza șoferului tirului, care într-un moment de neatenție a pierdut controlul volanului după ce a căzut ochelarii de vedere în timp ce conducea. Accidentul a avut loc la un nivel de trecere peste calea ferată pe drumul național 17 în apropierea localității Livezile din județul Bistrița-Năsăud. Șoferii a două autoturisme erau opriți la calea ferată. Când șoferul primei mașini a încercat să se pună în mișcare, a fost lovit de o mașină aflată în spatele lui, care, la rândul ei, a fost lovită de un tir. Vinovat pentru producerea accidentului este chiar șoferul tirului, care spune că s-a plecat să-și ridice de jos ochelarii de vedere, care i-au căzut în timp ce se afla la volan. Staționam, m-am asigurat că la trecere de cale ferată m-am asigurat dreapta, după care am încercat să pornesc. Nu, în timpul ăla am auzit o frână bruscă în spatele meu și am fost lovit de Volkswagen roșu. Am plecat ochelarii roșu și m-am plecat după ei, la vreo 30 de metri aici, când i-am văzut. Cel mai mult de suferit a avut mașina lovită direct de tir, în care se aflau doi tineri. Unul dintre aceștia se afla pe bancheta din spate și a ajuns la spital cu traumatism craniocerebral. Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz. Conducătorul unui autotren, din motive, declară el personal, i-au căzut ochelarii, deci conducere imprudentă, a intrat în coliziunea față-spate la două autoturisme care așteptau să se asigure la trecerea la nivel cu calea ferată. Șoferul tirului va fi cercetat în dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și distrugere.